Bun găsit la cocktail. Facem astăzi un cocktail educațional, pentru că avem în continuare despre ce vorbi. Dacă vine vorba de liceul de Filipescu, știți că multe activități în această perioadă se denumesc școala de vară. Noi o să vorbim despre școala de vară de la liceul de Filipescu, alături de doamna director Lucica Stănculeanu. Bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am regăsit! Într-o vreme cu adevărat caniculară, ne răcorim în studioul nostru aici la Campus TV cu noutăți și cu previziuni. Că aveți multe noutăți și avem și multe de zis pentru tinerii care vor să devină filipeștieni. Filipeștieni, da. Fie elev la Filipescu. Am avut de curând posibilitatea să particip la cursul CRED destinat managerilor școlilor care au clase de primar și de gimnaziu, și una din teme s-a referit la definirea, conturarea profilului elevului de la școala pe care o coordonezi. Și într-adevăr a fost o temă provocatoare, pentru că în câteva paragrafe a trebuit să definim exact ceea ce ne dorim de la elevul care ne alege și care va deveni absolventul nostru de gimnaziu, de liceu, de profesională, mai departe de poziceală sau școală de maestri. Și pornind de la această temă, consider că ceea ce am prevăzut până la acest moment ca proiecte în derulare și care vor începe de la 1 septembrie se înscriu toate în creionarea acestui profil al filipeștianului, pentru că ne recunoaștem foarte ușor după locul în care ne formăm, după locul în care trăim și după locul în care lucrăm. Și spui, da, ești elev la, sau ai terminat la, sau lucrezi la. Asta înseamnă că te identifici cu acea cultură organizațională, dacă este foarte bine precizată și transmisă. Așa este, foarte importantă amprenta fiecărui liceu. Trebuie să existe această identitate. Ești absolvent de. De. Da. Ce ai terminat. Sigur. Și dacă e să vorbim acum, a trecut această perioadă de repartizare computerizată, cu ce rezultate la de Filipescu? Cu rezultatul așteptat. Pentru liceu noi ne-am propus anul acesta o singură clasă, calificarea tehnician, ecolog și protecția calității mediului, deoarece preocuparea pentru mediu, pentru resursele planetei este continuă, și în timp am observat și profilul absolventului de la această calificare, drept care cu succes clasa s-a realizat. Chiar din prima etapă am încheiat și perioada de depunere a documentelor de înscriere. De aceea, pe partea aceasta de liceu, ținta a fost atinsă. Proiectul Îndrăzneț pentru acest an școlar, care începe foarte devreme, la 5 septembrie. Mai devreme, da, la 5 septembrie. Da, constituie școala duală Meritas, care se bazează pe solicitările agenților economici din orașul nostru, agenți economici care au o activitate foarte elaborată și care susțin viața economică și chiar socială a municipiului și chiar a județului. Și atunci, din solicitările acestor agenți economici, au rezultat 5 calificări. Cele 5 calificări, 4 sunt din domeniul mecanică, pentru că acești agenți economici derulează activități în acest domeniu, și ele sunt sudor, operator la mașini cu comandă numerică, lăcătuș construcții metalice utilaj tehnologic, mecanic utilaje și instalații din industrie și, nu în ultimul rând, mecanic auto. Mecanic auto care se regăsește în solicitările acestor agenți cu profil de producție, pentru că au nevoie de angajați, conducători specializați pe autoturismele și mașinile pe care le au. Pe partea electrică sau din domeniul electric, foarte căutată această calificare, electrician exploatare joasă tensiune, cu
cu posibilitatea de a lucra în ceea ce poate constitui nou, dar nu este deloc nou, și anume la montarea panourilor fotovoltaice și respectiv a panourilor sau captatoarelor solare. Deci perspectiva de lucru a unui absolvent al calificării electrician exploatare joasă tensiune este foarte largă și cu deschidere către ceea ce se cheamă energie verde. Da, care e din ce în ce mai folosită, da, și căutată. Practic. Sigur. Nu numai în mediul privat, ci și prin faptul că statul român a tot început să deruleze, să susțină niște proiecte pentru administrațiile publice. Exact, și pentru școli. Știți că avem o astfel de școală cu economie circulară și proiectele primăriei municipiului Buzău vizează extinderea acestui concept de economie circulară. Putem avea și noi posibilitatea de implementare a acestui concept prin resursele de care dispune Liceul Tehnologic Dimitrie Filipescu. Și atunci aceste calificări nu au rezultat doar dintr-o necesitate a acestor agenți economici, ci și din deschiderea pe piața muncii. Așa cum am mai spus și la întâlnirile anterioare, pe piața muncii locală, națională și europeană. De curând ne-am întors dintr-un proiect de mobilitate europeană cu stagii de pregătire practică în domeniul electric, cu elevi de clasa 11-a, acum absolvenții ai clasei a 11-a, într-o localitate în apropiere de Leipzig, Germania, și în felul acesta elevii cu care am fost au luat contact cu cerințele unui angajator dintr-o țară europeană la o calificare, v-am spus, destul de căutată și au avut posibilitatea să interacționeze din punct de vedere cultural, din punct de vedere al culturii muncii și din punct de vedere al aplicabilității cunoștințelor, aptitudinilor pe care le dobândesc în școala românească. În felul acesta au constatat că nu sunt diferențe din acest considerent, deoarece învățământul tehnic românesc este conturat exact pe cerințele Uniunii Europene și nu de acum, ci din 2003. La diferențele culturale nu pot să spun că au fost diferențe mari, dar cunoașterea limbii engleze într-adevăr a fost liantul care a asigurat comunicarea între grupurile de elevi din mai multe țări. Ne-am întâlnit acolo cu elevi și profesori din Spania, din Cehia, din Lituania, din Polonia și noi, bineînțeles. Și în felul acesta, limba engleză a simplificat comunicarea, dar și preocupările tinerilor cu vârste între 16 și 18 ani. De asemenea, programul cultural oferit de organizația gazdă, potențialul localităților din apropierea zonei în care am fost cazați, și anume orașul Leipzig, cu una dintre cele mai vechi universități din Europa, orașul Halle, orașul natal al lui Heine, și Berlin, bineînțeles. Toate acestea au echilibrat foarte bine programul la 3 săptămâni, cu câte 6 ore de lucru pe zi, cu activități practice în domeniul electric și cu celelalte activități educative. Care au fost curiozitățile cele mai multe, da, să zicem, întrebări din partea elevilor față de angajatorul din străinătate sau... Nu știu dacă au fost punctele de atracție, așa să zicem. Întrebări. Experiența a fost cu adevărat inedită, îmi dau seama. Absolut. Absolut. Și pentru ei și pentru mine, pentru că am fost cu ei nu doar în calitate de profesor însoțitor, ci și de profesor în specialitatea în domeniul electric. Au constatat că echipamentele pe care le avem și noi în țară, de la firme cu nume într-adevăr de origine germană,
Nu cred că am voie să pronunț numele acestor firme. A, deci au produse inclusiv în România, înțeleg. Exact. Așa. Se le-au găsit și acolo. Legile din electricitate sunt aceleași. Uneltele cu care au lucrat, dispozitivele, aparatele de măsurat de asemenea, deci au avut posibilitatea să lucreze doar în condiții stabilite de un angajator, ceea ce este foarte important. Noi între timp am văzut minunatele poze de acolo, din acest stagiu, și evident că înțeleg că au îmbinat utilul cu plăcutul, pentru că au avut și ce vedea. Da. Prin aventura asta. Exact. În orașul Dresda, ghidul ne-a explicat cum au reușit oamenii imediat după al doilea război mondial, cu eforturi private, să reconstruiască clădirile care au fost bombardate din considerente militare, dar au gândit că refacerea lor așa cum au fost îi ajută să-și păstreze identitatea. Ceea ce este foarte important, nu numai pentru acest popor, ci pentru oricare popor și oricare națiune. Să-ți păstrezi identitatea, să-ți păstrezi structura, să te adaptezi într-adevăr la ceea ce vrei să faci în locul în care vrei să faci, dar involuntar sau inconștient ducem cu noi această zestre. Și într-adevăr, în felul acesta, punem amprenta și spunem: sunt din țara, am terminat, sunt absolvent, da, de... Și ne întoarcem din nou la Filipescu. Ce ați povestit noastră până acum legat de acest stagiu reprezintă un atu și reprezintă un argument pentru care e bine să fie elev la, exact, de Filipescu, la Filipescu. Exact. Adică există noi această posibilitate, iată, pentru elev să meargă în aceste stagii de pregătire în străinătate. Exact. Nu că la noi nu se face această pregătire. Este exact același lucru. Și la noi, când merg la agenții economice elevii în perioada de pregătire practică, iau contact de asemenea cu cerințele angajatorului. Dar această experiență de a merge în alt loc unde nu ești acasă, deci este mai solicitant, și s-au verificat dacă vor putea face față în momentul în care vor absolvi școala pentru un proiect în altă țară decât țara noastră. Da. E foarte important. Deși noi ne dorim să fie forță de muncă. Și ei își doresc, să știți. Și ei își doresc, da. Și ei își doresc. Da, bine, acum, având în vedere nevoia de pe piața muncii noastră, știți foarte bine care este această nevoie, pentru că angajatorii apelează la dumneavoastră să, da, îi formeze pe tineri, mă gândesc că și salariile sunt cât de cât, să zicem, motivante, cel puțin pentru început, chiar dacă suntem în Buzău. Salariile, da, România, adică... să știți că sunt raportate la țara în care urmează să lucrez. Și pot să spun acum despre absolvenții de învățământ profesional care au avut examenul de certificare a calificării profesionale în 14 iulie, deci nu de mult timp, au fost selectați deja cei care urmează să fie angajați, pentru că au fost observați pe durata celor 3 ani de activitate practică la angajatori, și în felul acesta selecția s-a făcut mult mai repede. De asemenea, și cei care n-au dorit sau n-au fost selectați la angajatorul care, sau la agentul economic la care au făcut practică, din ceea ce am discutat cu părinții lor, au perspectivă, pentru că au absolvit calificări foarte cerute: sudorul și operatorul la mașini cu comandă numerică. De aceea, cele două calificări se regăsesc în portofoliul educațional al școlii noastre constant, pentru că avem asigurată calitatea pregătirilor și impactul pe piața muncii. E bună această continuitate, școală, practică, apoi direct în fabrică. Exact. Și ar trebui să existe o tradiție din ce în ce mai împământenită, să zicem așa. Adică de asta și rămâne în continuare perspectiva străinătății. Da. Da, dar depinde și de angajatori, de modul în care reușesc și ei să se fidelizeze. Da, exact. Să-i fidelizeze, exact. Ei nu sunt obligați, într-adevăr. Nu.
Nu. S-a vorbit la un moment dat de a modifica pe aici pe acolo legislația în așa fel încât să fie oarecum un contract prin care să fie obligați să meargă acolo, dar dat așa ușor din cap, da, pentru că și angajatorii au observat singuri că este mai bine să nu fie această condiționalitate, deoarece un copil la 15 ani, când alege școala noastră, alege o calificare și va face practică sau face practică la un agent economic, nu are caracterul foarte bine format. În 3 ani de zile se produc niște transformări vizibile cu acești tineri, mai vizibile și mai rapide cu cei de la învățământul profesional, în 4 ani de zile cu elevii de liceu și mai ales în ultimul an la clasa 12-a, când poate, având ca obiectiv major promovarea examenului de bacalaureat, deși ei susțin și certificatul de examenul de certificare a calificării, atunci se responsabilizează și se mobilizează mult mai mult. De aceea, în 3 ani de zile, și angajatorul și elevul în practică își răspund la această întrebare. Mă văd lucrând aici, îl văd angajatul meu și da, nefiind o obligație, atunci liber consimțit, eu cred că colaborarea este mai eficientă decât constrânsă. Școala de vară. Școala de vară poate suna așa un pic peiorativ, dar chiar se desfășoară, pentru că nu doar liceele de învățământ tehnic vizează absolvenții unui nivel din față, ci și universitățile vizează mai devreme elevii de liceu. Și atunci, pornind de la acest proiect ROSE, Romanian Secondary Education, care a debutat în țara noastră în 2017, iar Liceul Tehnologic Dimitrie Filipescu face parte din runda întâi a acestor licee din proiectul ROSE, a fost o oportunitate pentru elevii de liceu, în cazul nostru cei care au terminat clasa 10-a și respectiv care au terminat clasa 11-a, să participe și acum sunt în această activitate timp de 2 săptămâni într-un program oferit de Universitatea Politehnică din București, program care se numește Hai la Facultate, deci este un îndemn care se va concretiza după promovarea examenului de bacalaureat. Prin acest program, elevii pot vedea mai aplecat, mai dedicat, ce poate oferi fiecare facultate din interiorul Universității Politehnica, de asemenea activități culturale și, în ultimul rând, consiliere privind cariera. Este un aspect foarte important, pentru că este simplu, e absolvent, trebuie să lucreze undeva, dar și pentru această treabă, el trebuie să fie pregătit. Da. Psihologic, emoțional. Da, și e mai bine să fie familiarizat cu, da, cu ceea, da, ce se întâmplă acolo. Nu este un chin, este o plăcere, cred, exact, eu, pentru că sunt cazați în cămin studențesc, da, mănâncă la cantină studențească. Nu primesc note acolo. Nu primesc note, adică într-adevăr. Nu are legătură cu activitatea, da, să zicem, de la școală, efectiv. Și este puțin diferit de un proiect european cu stagii de pregătire practică. În stagiul de pregătire practică elevii au lucrat concret câte 6, da, ore pe zi. Aici participă. Ei sunt observatori. Exact, la aceste activități interactive. Ceea ce iar este favorabil că au coordonatori studenți voluntari care joacă rol de tutori și de la cineva doar puțin mai mare decât tine și care este într-o stare în care poți să ajungi și tu. Eu cred că informația și mesajul vor avea un impact mai sigur decât de la noi cadrele didactice, care probabil nu doar că asta ne este jobul, dar cred că asta ne e menirea. Da. Să nu abandonăm până când nu am format un copil, un adolescent într-un tânăr.
O să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim, o să doresc să mai vorbim în continuare și despre școala Meritați Mai Multe, dar și despre alte, să zicem, subiecte de actualitate legate de oferta educațională. Deci și școala de vară ia o pauză. Da, luăm mică. O pauză, da, și cu școala de vară revenim imediat. Am revenit a doua parte a emisiunii noastre, în care vorbim despre oferta educațională de la Liceul de Finepescu, despre numeroasele proiecte derulate aici și de faptul că, deși este vacanță, sunt activități interesante și atractive pentru elevi, pentru tinerii de la De Filipescu, și nu sunt stresante, chiar dacă este vacanță. Alături de noi, doamna director Lucica Stănculeanu. Haideți să reluăm discuția despre școala Meritas, un proiect care se dorește a fi oarecum, la un moment dat, după modelul german. German, da. După modelul german, un centru de excelență, învățământului centru dual de excelență, da? Ce ar trebui să știe, să le reamintim adolescenților condițiile și mai ales avantajele cursurilor de la școala Meritas? Așa cum îi spune numele, Meritas, merit să fii și tu aici. Școala aceasta duală, care vizează dobândirea unei calificări pe durata 3 ani, îmbină oferta agenților economici, susținerea municipalității prin proiectele care deja se derulează de 2 luni de zile, de modernizare a bazei materiale și a terenului de sport, astfel încât la 5 septembrie să îi putem primi în casă nouă pe cei care doresc să stea în internat și să desfășoare diverse activități recreative și după cursuri, după amiaza. Nu doar aceste activități recreative și faptul că vor avea asigurată cazarea și masa, nu vor fi aceste două servicii contra cost și sunt gratuite, o bursă de 500 de lei pe lună și locul de practică la agentul economic, care asigură și echipamentul de lucru și protecție, de asemenea și diverse stimulente în cazul obținerii performanței, deci nu doar ceea ce trebuie să își însușească, dar sunt elevi sau viitori absolvenți care au nativ anumite aptitudini care se pliază foarte bine cu calificarea pe care și-au ales-o, și atunci aceste aptitudini native sunt răsplătite. Asta vă spun cu certitudine din experiența de 6 ani de zile de învățământ profesional dual, și le reamintesc absolvenților de clasa 8-a care au promovat dar după examenele de corijență sau care au rămas nerepartizați în prima etapă, că pentru cele 5 calificări mai sunt doar câteva locuri și ar fi bine să nu le rateze și să se considere și ei un fel de deschizător de drum prin această școală Meritas, acest centru de excelență. Și săptămâna viitoare este... Chiar de luni, 25 iulie, etapă, da? Îi așteptăm să vină cu fișa de înscriere și apoi cu celelalte documente necesare înscrierii, și în felul acesta își vor securiza un loc în acest proiect și de anvergură și de viitor. Ce fel de adolescenți așteptați? Tineri motivați. Motivați să facă ceva, să facă ceva pentru sine, să se dezvolte emoțional, să se dezvolte profesional și să își găsească în felul acesta un loc în grupul, în societatea pe care dorește să o frecventeze. Bun, e un prim pas anul acesta, pentru că eu știu că e un proiect din ăsta mai ambițios. Da, cu extindere către învățământul liceal dual și mai departe către învățământul tehnic superior. Speță, domnul primar a propus acest centru la Liceul Dimitrie Filipescu Buzău și prin PNRR, prin acest tip de proiect, se va putea realiza un consorțiu
împreună cu universitate din Finlanda și cu agenții economici care s-au constituit într-o asociație, asociație care se numește VIA, Viitorul începe azi. Și le transmit și eu acestor tineri care trebuie să facă o alegere începând de luni, să înceapă și pentru ei viitorul astăzi. Ceea ce spuneți dumneavoastră poate la un moment dat poate fi considerat, domne, vrem să, ca și cum cineva vrea să vândă un produs. Dar sunt niște argumente logice. Eu întotdeauna am insistat, mai ales când a reînceput discuția despre învățământul dual. Am insistat și eu știind foarte bine cu ce se confruntă societatea, din Buzău în special, da? De anumiți tineri care se pierd pe drum, că învățământul ăsta dual nu este o poveste așa doar teoretică. În practică, lucrurile argumentativ stau în felul următor. Niște agenți economici au nevoie de forță de muncă. Acești agenți economici investesc niște bani pentru a forma niște copii, pentru a-i aduce la un nivel profesional prin care ei să fie atrași în câmpul de muncă și să fie din ce în ce mai buni pe meseria respectivă pe care ei sunt pregătiți în cadrul, iată, în exemplul nostru, școlii Meritas, da? Adică nu este o poveste din asta așa învelită cu staniol, da? Învelind ciocolata în staniol frumos și iată, îi pune o fundiță. Așa și poftiți, este purașul, da, de Paște. E bună, e dulce, da, ciocolata, gata, puteți să plecați acasă. Nu e chiar așa. Nu, așa este. Noi avem colaborare cu agenți economici mari, eu așa îi numesc, cu mulți angajați, cu capital străin, cu produse de anvergură și ca importanță și ca dimensiune, și atunci și calitatea, să știți că este la un nivel de la care nu se face rabat. Dar în același timp au luat în calcul această pepinieră de viitori angajați și au considerat că investiția în resursa umană este o investiție sigură și de viitor. Și au venit în întâmpinare exact din anul în care în România a luat ființă învățământul dual. Eu vorbesc strict de județul nostru și noi atunci am pornit la drum cu 49 de înscriși la învățământul dual. Am fost întrebată la un moment dat și câți au absolvit și am spus că au absolvit 46, 3 s-au pierdut pe drum. Din aceștia, mai bine de 2/3 sunt angajați acolo unde au făcut practică, fie de la început, fie după ce au luat un pic contact cu alte locuri de activitate, fie la noi, fie în afara țării, și s-au întors și cred că în felul ăsta sunt mai convinși că e bine să lucreze acolo unde au făcut practică și nu neapărat ca să răsplătească investiția, ci tocmai că și-au însușit modul de lucru la acea firmă. E, uite, și rezultatele astea despre care vorbiți reprezintă un argument. Ăsta este finalul. Da. Deci ăsta este scopul. Exact. Da? Și pentru cei care, iată, au și-au dorit cu adevărat de la bun început și până la sfârșit, lucrul ăsta a fost o reușită. A fost o reușită. Mai există și celălalt aspect. Ne fiind obligativitatea lucrului imediat după absolvire acolo unde ai făcut practică, un anumit număr de absolvenți pleacă sau nu se angajează acolo, dar rămâne cealaltă parte. Aceștia constituie un eșalon tampon pentru fiecare serie care absolvă și de fiecare dată agenții economici au suficienți angajați din rândul absolvenților. Deci e în regulă și așa, să meargă să cunoască și alte locuri de activitate. Învățământul profesional acum, simplu. Ce ne puteți spune aici? Avem în palmares și anul acesta învățământul profesional de stat cu alți agenți economici și cu colaborare cu noi de mult mai mulți ani decât când a început învățământul dual
și vom vedea măsura în care solicitările absolvenților de clasa 8-a nu pot fi onorate pe locurile de dual. Avem la aceleași calificări și locuri la învățământul profesional de stat. Diferența constă în faptul că primesc doar bursa de la stat, în rest celelalte condiții rămân la fel. Bun, revenim la activități. Uite, un concurs de tradiție a fost reluat anul acesta. Exact. Știu că am participat și eu la vreo 2-3 ediții până acum. Exact. Și mi se pare foarte interesant. Uite, anul ăsta am văzut și fete la concurs. Da, este vorba de concursul regional de Sudor sau pentru calificarea Sudor. Suntem singura școală din județ care școlarizează în regim de acreditat la această calificare. Și cu acest agent economic cu care avem parteneriat dinainte de învățământul dual, am asigurat desfășurarea și premierea concurenților la acest concurs. S-a adresat elevilor din regiunea de sud-est, de aceea se numește concurs regional. Este o inițiativă proprie a Liceului Tehnologic Dimitrie Filipescu Buzău. Și din considerente pandemice, el a rămas deocamdată organizat tot de școala noastră, dar anul următor va fi organizat de către minister și atunci vor fi invitați elevi din toate județele țării. Dar tot găzduit de Buzău. De Liceul Filipescu, da. Filipescu. Bun, mai avem de discutat așa pe final de emisiune. Despre, uite, un program interesant, de fapt mai multe, da? Șotronul, tot din școala de vară? Tot din școala de vară. Da? O să ziceți, da, elevii aceștia nu mai au vacanță. Au vacanță, dar acest program se adresează și copiilor din cartierul în care noi ne situăm, adică cartierul Poșta. Este un proiect care s-a derulat în mai multe etape. În primăvară a fost insula de lectură sau citește-mi 100 de cărți. Apoi a fost punguța cu 2 bani și cu 2 cărți. Și acum se numește Șotron. Va fi, acum este în perioada de pregătire, se va desfășura chiar în lună de foc, adică în august, cu activități desfășurate de cadrele didactice de la învățământul preșcolar și primar de la noi din școală. Este o inițiativă a unei organizații și se adresează tuturor unităților din țară. Noi am răspuns afirmativ imediat cum am primit invitația și pot să spun că doamnele educatoare și învățătoare au pregătit deja tot ceea ce trebuie pentru a desfășura acest program de 2 săptămâni numit Șotron. Da, acum, într-adevăr, cum a spus și la început de emisiune, cu școala de vară, pare un pic așa, da, peiorativ, dar nu este, pentru că, bine, și mă bucură de faptul că sunt din ce în ce mai multe astfel de inițiative în, da, în municipiul nostru și știu cazuri în care copii, chiar neavând o alternativă, da, sunt copii care provin din familii cu, să zicem, situații financiare reduse, nu pot merge la mare într-o vacanță sau să meargă într-o tabără sau, mă rog, diverse activități, să plece pe undeva, pe aici, pe acolo. A, și care pot găsi această alternativă, să, da, meargă, uite, și apoi e o chestie distractivă, că nu îi pune nimeni să învețe. Sau... Nu, tocmai, sunt activități interactive, prin joc, care le dezvoltă celelalte aptitudini și cred că se pune accent mai mult pe latura emoțională și asta este foarte bine pentru că noi suntem ființe umane, nu suntem roboței care execută foarte bine conform fișei postului un job, o activitate. Și atunci, fiind foarte complexi, este important să se dezvolte frumos și din acest punct de vedere. Și cu aceste activități propuse în școala de vară, generic vorbind, și cu toată consilierea psihopedagogică de care beneficiază fiecare elev al liceului nostru, deși se numește liceu, noi avem elevi copii de la 3 ani, deci avem grădiniță, avem învățământ primar, gimnazial, liceal zis seral, profesional și post-liceal.
atunci surprindem, zic eu, complet tot ceea ce presupune o dezvoltare completă și complexă. Resursa umană, acum, pe final de emisiune, pentru că știu că și în zona asta tehnică, fiecare an aud mai ales la concursul de titularizare, există o criză. Cum stă liceul de Filipescu din punctul ăsta de vedere? Pentru domeniile în care noi avem calificările, dispunem de resursa umană calificată și titulară cu toate etapele de perfecționare, așa că această experiență acumulată de fiecare coleg și de către mine, pentru că și eu fac parte din grupa profesorilor din Catedra Tehnică, este orientată și pusă în slujba formării viitorilor meseriași, să folosim acest termen. Dar ei sunt mai mult decât atât, ei sunt niște tineri și cei de la învățământul profesional să rețină că școala nu se termină cu finalizarea învățământului profesional, ei pot urma liceul la zi dacă n-au depășit cu 3 ani vârsta clasei sau la seral dacă se angajează și lucrează. Și atunci au acces la examenul de bacalaureat și în perspectivă, dacă doresc, se identifică cu nevoia de specializare, pot urma, după absolvirea învățământului liceal, zi sau seral și după examenul de bacalaureat, o universitate, că este din domeniu tehnic sau în alt domeniu, și a învăța pe toată durata vieții, eu cred că nu este o obligație, ci este o simbioză între toate etapele prin care trece un om, de la copilărie spre maturitate, și nevoia de cunoaștere, nevoia de informare, deoarece suntem acum aparținătorii unei societăți foarte tehnologizată și foarte bogat aspectat în informație, și să știi să alegi informația, să o folosești în dezvoltarea ta, este, nu știu dacă un secret, dar este un atu. Și atunci, dacă vrei un atu, vino la Filipescu. E Filipescu. Și uite, apropo de ce spuneți noastră, că și noi sunteți inginer, practic, și de revin la experiența din Germania. Da. Cum a fost pentru noastră ca profesor inginer experiența? Interesantă. Da. Interesantă. În momentul în care am scris proiectul și am avut de ales organizația la care vom merge, m-am bucurat foarte mult că această organizație a avut cam aceleași puncte de interes cu ceea ce mi-am propus eu în proiect. Și în felul acesta am zis, unde putem să învățăm să fim tehnici decât într-o țară tehnică, adică în Germania. Și de aceea v-am spus că au luat contact și au această experiență acum, ce înseamnă să lucrezi la o firmă din Germania, să respecti regulile, să lucrezi cu echipamente chiar de la ele de acasă, și să te bucuri de ceea ce ei au acumulat în timp ca țară, cu istorie, cultură și comportament. Da, sunt renumiți germanii pentru aceste lucruri. Bine, și nu putem să spunem că noi românii suntem din punctul ăsta de vedere, numai că uneori așa picăm niște capcane. Noi ar trebui să ne exploatăm mai mult latura creativă, pentru că pot să afirm destul de sigur că avem această latura creativității, care este un dat al omului, dar este dezvoltat diferit. Creativitatea ne ajută să ieșim din diverse situații, nu doar așa la minim, ci dimpotrivă, bine premiați. Și chiar ieri, la întâlnirea pe care o avem periodic la AGIR, la această Asociație Generală a Inginerilor din România, am felicitat un coleg care a câștigat un premiu la un concurs de creativitate cu elevii tot de la un liceu tehnologic și cu lucruri aparent simple, dar care de fapt pun în evidență niște fenomene care altfel se văd mai greu. Și această creativitate a fost premiată. De aceea am spus, trebuie să exploatăm mai mult acest
dar al creativității și cu însușirea disciplinei de lucru, eu cred că și noi ne putem situa cam pe același nivel cu cei din această țară tehnică. E foarte important să nu ne subestimăm. Nu. Da. Să prețuim mai mult ceea ce avem. Exact. Da, e foarte important. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru detalii. O și eu școală vă mulțumesc. De vară ușoară și o vacanță. Mulțumim. Aidoma. Vă dorim tuturor celor care sunt filipeșteni. Filipeșteni, da. Da. Le mulțumim și celor care ne-au urmărit. Să aveți parte de un weekend excelent. Toate cele bune.